Un tractorist fără permis a provocat un accident spectaculos vineri la prânz pe DN14 la intersecția cu viile Sibiului. Bărbatul a virat brusc la stânga tocmai în momentul în care era depășit de un autoturism care circula regulamentar. În urma accidentului, pasagerul din autoturism a ajuns la spital datorită unor afecțiuni cardiace agravate de șocul impactului. Trei oameni au scăpat FRK prin minune dintr-un accident spectaculos petrecut vineri pe drumul național 14 în afara localității Șura Mare, la intersecția cu drumul spre viile Sibiului. Evenimentul s-a produs din cauza șoferului unui tractor care nu s-a asigurat înainte de a vira la stânga pentru a intra pe un drum secundar și a izbit din plin un autoturism marca Opel care depășea utilajul. Tractorul s-a răsturnat în șanț și a târât după el și autoturismul. Șoferul din Opel a scăpat fără nicio zgârietură, dar pasagerul din dreapta a fost transportat la spital din cauza unor complicații cardiace suferite în urma accidentului. Conducătorul autoturismului spune că tractorul nu a semnalizat la efectuarea virajului, deoarece nici măcar nu avea semnalizare. Am avut un tractor în față, la curbă din Șura Mare, am venit și am semnalizat să depășesc. Eu semnalizat, el nu avea nici poziție, nici vede cum se vede tractorul, fără numere, fără nimica, și am încercat să depășesc. Și când am încercat să depășesc, el o vrea la stânga automat și a intrat direct în el și am uitat un pic să nu intru direct în el, să vede și frânele unde și consecințele se vede. N-a fost decât un vecin care este dus la spital, dar nu are probleme, ceva cu tensiunea. Polițiștii ajunși la fața locului pentru a stabili împrejurările în care s-a produs evenimentul, par să-i dea dreptate șoferului autoturismului. În urma cercetărilor au descoperit și că bărbatul care conducea tractorul nu avea permis. Primele investigații de la fața locului constatăm faptul că ansamblul format din tractor și remorcă neînregistrate, care circula pe DN14 în direcția Media și înspre municipiul Sibiu, a efectuat un viraj brusc înspre viile Sibiului, fără a se asigura și fără a avea montate lumini de semnalizare. Momentul coliziunii s-a produs când ansamblul tractor plus remorcă a fost acroșat de un autoturism Ford Fiesta care circula în același sens de mers, aflat în depășire. Conducătorul tractorului nu deține permis de conducere.